Nu este prea mult să spunem ca și apostolii, cum scriu în Noul Testament, din toată inima să rostim și să zicem ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Am ascultat cuvintele frumoase care s-au rostit de către ambii frați și de către cei de la timpul de rugăciune, la care subscriu. Am ascultat frumoasele cântări în cor și spuneam fratelui, un cor bun are un dirijor specialist. O biserică binecuvântată are un pastor sau slujitor binecuvântați. O școală binecuvântată are profesori binecuvântați care are elevi cu rezultate. O familie binecuvântată are un soț, este compusă dintr-un soț și o soție binecuvântați și Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea să vă spun că o familie trainică, ca să fie binecuvântată, trebuie să aplice cel puțin trei adevăruri. Le-aș numi universale. Prima dată trebuie să realizeze că familia este o instituție divină care încheie un legământ indisolubil, odată în viață. Nu are voie decât, așa cum se spune într-o formulă, în general în bisericile protestante, până când moartea ne va despărți. Aceasta este una din marile realități de la care trebuie să pornim și apoi trebuie să nu uităm un aspect și l-a menționat foarte bine fratele Nicu, sunt foarte multe valori scrise în Biblie. Aș vrea să vă spun că timpul este foarte pe scurt rămas. Uitați-vă cât de mare valoare este înțelepciunea. Proverbe, capitolul 3, versetul 13, începând de la versetul 13, este de mare preț, că nu se poate asemui, uitați-vă, ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă priceperea și mai departe, continuă și spune, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul și mai departe spune chiar mai puternic. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile pământului. Uitați-vă, minele de diamante, de aur, de ce dorim noi, nu au valoarea înțelepciunii. De ce credeți că este foarte indicată înțelepciunea? Este foarte indicată pentru că în momentul când pășești în căsătorie, trebuie să faci o mișcare biblică care a fost citită chiar în dimineața aceasta. De aceea tatăl va lăsa, de aceea omul va lăsa pe tatăl său și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. În măsura în care te separi de părinți, te fericești atașându-te de soția sau soțul cu care compui familia. Este direct proporțională separarea cu atașamentul față de familie. Cine rămâne în continuare atașat de mamă, de tată, nu va fi prea fericit sau nu va fi cealaltă prea fericită dacă nu se face o separație clară. Pentru că ei trebuie să fie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, un singur trup, Domnul să ne binecuvinteze. Este un mare adevăr pe care noi trebuie să-l înțelegem chiar din start. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, pentru ca o familie să fie trainică și binecuvântată, vreau să nu uităm un aspect care este de mare importanță. Familia este chemată la responsabilitate. Este chemată să realizeze scopurile și responsabilitățile. Pentru ce te căsătorești? Ne uităm foarte mulți tineri, fete, băieți tineri. Nu-i prea vezi foarte vesel, pentru că și-ar fi dorit probabil să fie aici. Dar Domnul să-i binecuvinteze că vine și ceasul acela, să spere că Domnul e cel care toarnă binecuvântările. Ia uitați-vă ce frumos spune Biblia, scopul, de ce te căsătorești, de ce te-ai căsătorit? Te căsătorești în primul rând ca să-l faci fericit pe celălalt, cealaltă. Acesta trebuie să fie scopul de bază. Cei doi vor fi un singur trup, asta înseamnă o singură viziune, vedem la fel, nu vedem diferit, un singur auz și un auz muzical ascuțit. Uitați-vă, sunt persoane care au auz muzical absolut.
Câți au în schimb dintre credincioși auz muzical, spiritual, să deosebească glasul străinilor sau de glasul păstorului care este Domnul Iisus, binecuvântat să fie în numele Său. Aceasta este o mare binecuvântare, să emani un miros plăcut. Trupul are cele cinci simțuri, să ai simțul tactil, să-ți fie milă de ceilalți, Domnul de cealaltă, de celălalt, Domnul să ne ajute. Aceasta este, dacă vreți, cea mai binecuvântată realizare, să realizezi de ce te căsătorești, să-l faci fericit pe celălalt, ia să-l facă fericită pe el, Doamne ajută-ne! Dacă ne ducem mai departe, aș vrea să nu uităm un aspect. Dacă am făcut lucrul acesta, asta înseamnă că trebuie să te pregătești și să continui viața, familia, apar copiii, trebuie să le oferi educație. Este o binecuvântare pentru familia care este pregătită din timp. Uitați-vă, aceștia doi deja cunosc atâtea și atâtea lucruri pe care trebuie să le pună în practică. Domnul să-i binecuvinteze cu o familie binecuvântată. Vasile înseamnă împărat, provine din cuvântul grecesc basil, care înseamnă împărat. Să facă Domnul să fie stăpân în familia lui și să fie un împărat și ea să fie o regină, Ramona. Domnul să-i binecuvinteze. Nu poate fi mai frumoasă și mai mare fericire într-o familie decât când cei doi sunt ei însăși cei care emană fericirea unul către celălalt. Domnul să-i ajute. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc este că dacă am realizat că sunt responsabilități, sunt scopuri, un ajutor potrivit, continuitatea familiei, pentru ce? Pentru ca să am grijă să fiu, și atenție, aici este punctul cel mai important și forte, dacă s-ar face un sondaj, câte surori sunt supuse cu adevărat. Să știți că n-am vrea să-l facem public, probabil nu ar ridica mâna corect, dar aici este marea problemă, să știți, Biblia este categorică din cauza curentelor vremii. Femeia, în general, în urma sondajelor, se recunoaște deja că o foarte mare parte din femei nu sunt supuse soților, așa cum cere Sfânta Scriptură. Și un mare număr de bărbați nu le iubesc așa cum cere Sfânta Scriptură. Dar atenție, fratele a citit la timpul, primul frate a fost fratele Evalius, Domnul să-l binecuvinteze, să nu uitați că și femeia este chemată să-și iubească soțul. Este scris în Tit, învață pe cele mai tinere să-și iubească ce? Bărbații. Întotdeauna. Și iubirea înseamnă dragoste, înseamnă să te oferi, cu ce poți să te ajuți. Uitați-vă, în America este o formulă care ți-o spune orice funcționar, funcționară. May I help you? Cu ce poți să te ajut? Imediat îți zâmbește și zice, cu ce să te ajut? Niște familiști binecuvântați folosesc formula aceasta. Cu ce să te ajut? Uite, vreau să faci mai repede mâncare, cum să te ajut? Mături, eu schimb, ajut din... În momentul acesta, când realizezi, atunci ești cu adevărat un tată și ești adevărat o mamă pe care Dumnezeu vrea să te folosească să fii și să formezi o familie binecuvântată. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă, dacă ne ducem mai departe aici, realizăm că dragostea se oferă, iartă, dragostea iartă. Nu are nevoie să forțezi, uite, te rog să mă ierți. În momentul când greșești, trebuie să fii foarte realist și să spui, am greșit. Am greșit și asta e. Te rog să mă ierți, dar cu părere de rău, nu cum am văzut eu la școală, când se ceartă copiii, chem să se împace și zic, vă rog să dați mâna și el dă mâna și se uită în partea cealaltă, te rog să mă ierți. Măi, zic, uite-te în ochi, măi, că dacă nu te uiți în ochi e o problemă, n-ai iertat cu adevărat. Și mai odată, și mai odată, până se uită și până se împacă din toată inima. Iertarea înseamnă să ierți și să-ți pare rău și să nu te încăpăținezi, ierți când celălalt își cere iertare. Să ne ajute Domnul, pentru că nu este doar pentru ei, să știți, este pentru toți ceilalți care suntem. Suntem chemați să iertăm. Iertarea nu înseamnă să, dacă ești mai bun de gură, să spui tot ce ai de spus și să trântești ușile și să pleci. L-ai lăsat pe celălalt, pe cealaltă, vorbind singur. Nu este iertare. Nu se rezolvă conflictul. Conflictul nu se rezolvă când spui, tu totdeauna ai dreptate, lasă-mi. Eu am să duc eu, lasă-și de data asta, o iau pe mine. Este o mare, nu este nici asta o metodă de a ierta.
îmi asum vina, am greșit, te rog să mă ierți și uite, sau când te aduni și povestești, nu-mi place asta, vreau să rezolvi asta, uite ce mă doare. Este mult mai frumos și Domnul să facă că, ia uitați-vă dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la Coloseni, la capitolul 3, arată aici o garderobă întreagă de vestimentații spirituale. Ia uitați-vă ce au nevoie familiștii din toate vremurile și mai ales cei de astăzi. Iată ce spune cuvântul Domnului. Aici este adresat cuvântul și le spune la toți, astfel ca niște prea iubiți sfinți, la toți le spune. De ce credeți că le sugerează și spune, zice, îmbrăcați-vă? Pentru că uneori și sfinți și prea iubiții și aleșii sunt dezbrăcați, au nevoie să îmbrace. Uitați-vă ce trebuie să îmbrace, caracterul este decisiv. Și uitați-vă ce spune aici. Hainele care trebuie să fie în orice familie, o inimă plină de îndurare, amin, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, cu toleranță, îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă cineva are pricină să se plângă, iertați-vă unii pe alții. După aceea, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, dragostea se sacrifică, să știți. Ce m-a impresionat cel mai tare, am citit despre o familie din țările Nordului, care în momentul când venea o haită de lup, el a spus, zice, vă rog să nu vă uitați în spate. El s-a așezat repede în spate și când familia nu era atentă, el a sărit din sanie și l-au devorat lupii pe el, dar a scăpat familia. Cine ar face astăzi așa ceva? Și asta este dragostea care se sacrifică și pe care Domnul a dovedit-o pe crucea din dealul Golgotei și este dată o pildă pentru noi. Să facă Domnul ca toate familiile să aibă o dragoste care să meargă până la sacrificiu. Amin. Dragostea se oferă, iartă, dragostea dă valoare celuilalt. Nu-l desconsider, uite, tu ești de aici, eu sunt de acolo, noi suntem din alte localități, din alte zone, tu ești ardelean, eu sunt moldoveancă și invers, nu au ce căuta acestea în familie. Suntem toți ai Domnului, numele Domnului să fie binecuvântat. Pacea lui Hristos, uitați-vă, după aceea cuvântul lui Dumnezeu și așa devine familia trainică. Și acum ultimul punct cu care mă apropii de încheiere, pentru ca o familie să fie trainică și binecuvântată, vreau să nu uităm că suntem chemați să avem o finalitate. Care este finalitatea? Finalitatea este mântuirea sufletului. Și spuneam de multe ori și spun și celor doi, de astăzi barca vieții voastre se lansează pe marea vieții. Vor fi multe zile cu soare, dar nu uitați, vor fi și zile cu nor. Să nu uitați să-L chemați pe Domnul Iisus în barca voastră. Va fi așa de frumos când El are puterea asupra valurilor, să știți că valurile sunt sub picioarele Lui. Vânturile sunt, dacă vreți, se opresc la comanda Lui Hristos când este în corabia familiei. Să facă Domnul să nu lipsească niciodată. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să vă spun, dacă vreți să ajungeți, și eu sunt convins că toți care suntem aici dorim să ajungem în Edenul veșnic, învață ceva de la primii oameni care au fost izgoniți din primul Eden. Nu repeta ce au făcut primii oameni. Primii oameni au dialogat cu șarpele. Primii oameni au mâncat ce nu trebuia, au consumat ce nu trebuia să se consume. Atenție la cei care ascultă mesajul. Primii oameni au dat vina unul pe altul. Dacă se rezolvă aceste probleme, să știți că rămânem în Edenul nostru, care trebuie să fie un colț de rai și la final vom fi chemați în raiul veșnic. Doamne, ajută-ne! Vă doresc drum bun pe drumul familiei, drum bun pe drumul vieții. Domnul să binecuvinteze pe Vasilica și pe Ramona. Domnul să facă să fie o familie model, o familie trainică și Domnul să facă ca la final, când se va întoarce pe norii cerului, să fiți și voi printre cei care veți pleca în gloria cerească. Să fie toți cei care sunt în jurul dumneavoastră, părinții voștri, frații și surorile, să fie întreaga biserică, să fie toți cei prezenți și să fie cei care nu sunt prezenți, dar sunt în inimile noastre. Numele Domnului să fie binecuvântat pentru eternitate. Amin. Amin.